Bună dimineața, dragilor! Sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul meu! Ați auzit vreodată de probabilitatea ca banii să expire? Da. Să știți că nu este o glumă, adică nu expiră ca un pachet de unt sau o sticlă de lapte sau ca o pâine care se învechește. Nu. Ați auzit de CBDC-uri? Nu e vorba de cannabis, ulei, de nu știu ce. E vorba de Central Bank's Digital Coins. În traducere liberă, monede emise de băncile centrale, de fapt monede digitale emise de băncile centrale. Probabil mulți dintre voi sunteți confuzi, pentru că cred că în ultimii 2-3 ani, peste 80% din banii cu care mulți dintre noi intrăm în contact sunt digitali. Se estimează că global, cantitativ, banii care sunt fizic în circulație reprezintă undeva la 4-5% din întreaga masă monetară, adică din toți banii care ar exista pe planeta asta, 4-5% din aceștia sunt bani fizici. Noi aici, în discuțiile despre cripto, discutăm despre piețe financiare, pentru că criptomonedele, la rândul lor, sunt percepute de foarte mulți oameni tot ca și bani. Și există o corelare extrem de importantă. Dezvoltăm subiectul imediat după ce vă urez cu mare drag, dragilor. Poftă bună la micul dejun, poftă bună la cafea, să aveți o zi extraordinară. Am ajuns și eu la o bornă interesantă, 800 de clipuri încărcate aici pe YouTube. Vreau să vă salut cu mare drag pe toți cei 81.667 de abonați la ora la care fac eu acest clip. Mă înclin. Bun. Deci banii care expiră. Banii care expiră, în primă fază, este vorba de un proiect pilot în China, yuanul digital. Iar una din capabilitățile acestei monede, acestui yuan digital, este că pot avea dată de expirare. Ăsta putem spune că este un exemplu extrem de nociv la nivel global, pentru că și alte guverne pot să zică, hei, wow, ce interesant, cum ar fi să-ți expire banii, știi? Gen, ești într-o țară de-asta, mai cu regim, mai cu dictatori, ai scris un articol, ți-ai exprimat o părere, păi ne pare rău, v-au expirat banii. Și atunci, gândiți-vă, nu la modul gen, ok, ai 100 de lei pe Revolut, ți-au expirat banii aia. Nu e vorba de Revolut aici, vorbim de yuanul digital, dar vorbim de concept. Imaginați-vă că ați strâns 10 ani, 10% din salariu, ați vândut două mașini, ați vândut și un teren și aveți undeva într-un portofel digital oficial al băncii din țara în care sunteți o sumă, da? Care reprezintă efortul muncii voastre pe o perioadă foarte lungă de timp. Și deodată au expirat banii. Păi cam cum poți trăi? Vă dați seama dacă acum când avem războaie, pandemii, inflație cât China, da? Mai punem și asta că expiră banii, deja este superb. Gândiți-vă că foarte mulți oameni nu înțeleg inflația, nu înțeleg volatilitatea. Unii nu înțeleg gen dacă le spui, uite, în ultimii ani cred că euro a avut o devalorizare de peste 25%. Și mulți o să zică, nu, uite, Daniel, bancnota de 100 de euro e la fel, deci nu s-a întâmplat nimic cu ea. Da, ideea este că cu aceeași bancnotă cumperi cu un sfert mai puțin din orice ai fi cumpărat acum 2-3 ani. Asta într-un caz bun. Bun, hai să revenim la Bitcoin, că aici este zona noastră de interes. După cum spuneam, există teorii în care anul acesta avem un eco bubble după 2019. 2019 era un an, la fel ca 2023, care venea după bear market, un bear market foarte agresiv, care a fost în 2018. Iar 2019 a început așa, cu veselie, pac, piața de la 3.000 și un pic s-a dus la 13.000, ceva de genul, spre 14.000 de dolari. Dacă același lucru s-ar întâmpla acum, dacă am avea acest eco bubble, cu siguranță am putea să ne ducem spre 48-50.000. Știți că eu am o teoria mea personală în care spun că eu cred că Bitcoin va atinge cel puțin o dată valoarea de 50.000 până la următorul vârf de piață, până la următorul bull market oficial. Un lucru care se întâmplă la fel de similar precum creșterea de atunci este că
Avem un flux scăzut de Bitcoin către exchanges. Ieri am avut o excepție în care cei de la US Government au pus pe Coinbase vreo 9.000 de Bitcoin din bani confiscați din celebru caz Silk Road. Dar datele ne arată așa, că în ultimele 24 de ore de pe exchange-uri au fost scoși 7.147 de Bitcoin. Datele sunt oficiale pe coinglass.com/balance. Da? Adică poate fi verificat. Plus că fluxul Bitcoinului poate fi urmărit pe blockchain. Adică nu e nicio mare șmecherie. Poți să vezi treaba asta, poți să vezi top cele mai bogate adrese de lume, poți să vezi adresele Binance. Că de pe Binance au plecat 4355 de Bitcoin în 24 de ore, de pe Coinbase 1257, de pe Gemini 177, de pe Kraken 811, de pe Huobi 135 și de pe BitMEX 35. Iar pe Bitfinex s-au depus 571 de Bitcoin. Asta este singura discrepanță. Iar pe BitMEX, în ultimele 30 de zile este cea mai mare valoare a depunilor, undeva la 7.009 Bitcoin în 30 de zile. Bun. Haideți să ne ducem acum la Bitcoin. Știți că vă spuneam ieri că Bitcoinul pe daily este într-o corecție, da? Pe daily și pe 3 zile. Din punctul meu de vedere, pentru Bitcoin, el este acum într-o zonă de asta, de acumulare, nu este într-un super buy zone, să zicem așa. Un super buy zone ar putea deveni 20.600, 20.700, 20.800. El, dacă va rupe ca structură acea zonă, am putea spune că devine super bearish. Dar, uitându-mă pe RSI, pe 30 de zile, da? Din punctul meu de vedere, RSI-ul este ok. Haideți să vedem. Deci e în zona 49-99, adică e neutru. Da? Nu este bearish, nu este bullish. Dacă mă uit pe RSI pe daily, aici e un semnal micuț de alarmă. Bine, el ne-a dat semnal de corecție în 21 februarie și de atunci RSI-ul stă departe de smooth moving average-ul lui. Atât timp cât nu avem un reversal pe RSI, pentru mine n-am. Înseamnă că mai avem de așteptat. Probabil am putea atinge această zonă target de 20.600, iar de acolo, dacă nu își revine, na, e o problemă. Următoarea zonă, următorul palier este 19.100, respectiv 17.700 și zona de super buy este între 17.800 și 16.500. Dar eu zic că lucrurile trebuie luate încet, încet. Mă aștept să văd niște mișcări, mai ales că se apropie data în care iese Fed-ul și ne zice dacă mă ajurează sau nu rata dobânzii. În schimb, dacă mă uit pe alți indicatori și folosesc stochastic RSI și MACD-urile, am două variante de MACD-uri combinate, încă suntem în corecție. Avem 50 moving average la 21.371. Atât timp cât pe daily rezist acest 50 moving average, sunt ok. Structurile sunt în continuare bullish, adică avem 20 moving average peste 50 moving average peste 200 moving average. Cam așa arată lucrurile și asta este o structură bullish, deci nu e ultra mega bearish. Țin să vă amintesc că 200 moving average a fost peste toate 3 luni de zile. Da? Așa că rămâne să avem puțină răbdare. Ce mă sperie pe termen lung este corecția pe weekly care ar putea urma. Dragilor, am decis aici pe YouTube să las doar o singură variantă de membership, cea la analiză premium. Mai era o variantă la
în care aveați niște iconițe și niște muțunache să comentați, mi se par inutile, n-au niciun sens, să plătiți luna degeaba. Cei care doriți să aveți acces în fiecare săptămână la analiză premium, făcută pe cel puțin 3 monede și 3 stocuri, pe dolar, pe S&P, pe index 500, plus în fiecare săptămână vă spun cel puțin o poziție pe care o iau cu take profit, stop loss și zonă de intrare, și de săptămâna asta am adăugat în acest pachet și un indicator extrem de interesant. Cei care sunteți membri știți despre ce e vorba. Săptămâna asta am pus un indicator pe care toată lumea trebuie să-l aibă. În rest, vă aștept pe mihaidaniel.ro, pe site-ul meu, acolo unde găsiți cel mai interesant produs al meu, și anume educație pură în formă video, 4 ore. Cel mai interesant curs de tranzacționare, zic eu, care se adresează atât pieței cripto, cât și Forex, stock market, bursă, ce vreți voi, aur, argint, orice. Cursul ăsta este un curs educativ, vă deschide ochii, vă învață lucruri interesante. Dragilor, ne auzim curând cu vești super, toate cele bune!